Este să dau cuvântul domnului Mihai Zamfir. Nu știu de ce, care e legătura logică, dar în sfârșit, ca să fac o legătură logică, dragii mei, vă spun că sunt foarte bucuros că mă aflu alături de dumneavoastră. Să știți că îmi dă o mare șansă să te afli lângă profesor și lângă elevi. Pentru că, așa cum spunea domnul Manolescu, e singurul lucru care contează până la urmă în evoluția unei societăți. Putem imagina societatea oricum, dar fără școală nu putem imagina. Chiar dacă profesorul este mai plictisit, chiar dacă elevul nu e foarte atent, el reprezintă o instituție pe baza care se construiește restul, așa încât sunt întotdeauna fericit și ca profesor și ca om obișnuit să mă aflu de dumneavoastră. Vreau să spun de la început, ca să vă degradați și așteptările, că voi vorbi fix 10 minute, pentru ca să las loc și colegilor mei să vorbească, fără doar mai interesant decât mine. Și dacă ați aflat totuși ce este, știți ce am ce e cam ori, de ce România Liberală a avut această inițiativă remarcabilă de a face lista canonică deocamdată a ultimului secol, dar probabil o vom face și pentru perioada mai departată. Vreau să vă spun că și 100 de ani scurși de la Marea Lumine nu au fost 100 de ani fericiți. Noi sărbătorim un eveniment fericit, dar intervalul scurs de atunci nu putem spune că a fost de victorie, de fericit și de progres. Am avut nenorociri nenumărate. Țara s-a găsit chiar în 1918, improvizată ca dimensiune și organizată. S-au întâmplat multe lucruri, nu din cauza românilor neapărat, dar care românii nu au știut de facă față. De-abia în ultimii 30 de ani, o relativă normalitate s-a instalat și la noi. A existat însă ceva. În acești 100 de ani, cultura a reprezentat un fel de pilon. Economia a mers cum a mers, politica a mers cum a mers. Oamenii care au condus țara au fost la de irresponsabili, când au fost paranoici și total, nu trebuie să mai spunem exemplu. Dar ceea ce a reprezentat baza existenței naționale, în mod ciudat, paradoxal, a fost mai ales cultura. Cultura a mers înainte, s-a oprit, dar a dat puțin înapoi. Drumul ei global însă a fost astfel. Și de aceea, lista canonică de acum de România Liberală are un sens precis. Sensul acesta de a arăta că a existat și ceva extraordinar de-a lungul acestei perioade mirabile care au fost 100 de ani de România mea. Nu s-a explicat cum a luat naștere canonul, cam care sunt dificultățile, care e necesitatea. Dar de ce există canonul? De ce trebuie ca fiecare literatură să aibă canonul ei? E o întrebare pe care, de bun simț, pe care mulți o pun probabil și răspunsul ar trebui să fie diferite. Eu cred că lista canonică, canonul, sau fondul de bază, e așa mai degrabă, fondul de bază al unei culturi, e absolut obligatoriu în oricare cultură. Fiecare cultură, și acum s-a referit numai la literatură, a selectat în mod natural un fond de bază pe care s-a construit restul și la care toți fac referință după. Este permanent în mintea tuturor. Fie că e vorba de literaturi care au 1100 de ani, teatru europene, cum ar fi literatura islandeză, fie că sunt literaturi care au doar 1900-1000 de ani, franceză, italiană, portugheză, fie că sunt literaturi care au mai puțin, cum este a noastră, fie că sunt literaturi care au numai 150 de ani, cum ar fi literaturi din alte continente. Toți sunt însă în căutarea canonului propriu. Fiecare s-a înarmat
un fond de bază. Și acest fond de bază, să știți că e mult mai important decât paralele, adică nu neapărat în funcție de el avem scriitorii care au urmat. Câteodată acest fond de bază are și o importanță de natură existențială, politică. Iar literaturi care nu au deocamdată o existență recunoscută și victorioasă și imaginează un fond de bază, și imaginează un canon. În secolul XIX, Felipe a încercat să reconstituie literatura provençală în sudul Franței, să le învie o limbă care practic dispăruse. Astăzi, elemente separatiste din Spania aduc în prim plan scriitori catalan de acum 700 de ani. Pentru că ei vor să spargă Spania, atunci sunt iar în căutarea unor referințe eterne, unor referințe pe care nimeni nu ar termina în discuție. Da, poate avea și influență politică. Am putea spune, apropo de desenea domnului Manolescu, dacă există printre tineri, mai puțin tineri, și printre ca printre profesori, mentalitatea, ce ne poate spune un autor de acum 500-600 de ani, acum problemelor noastre de azi? Cum rimează cu Facebook, cu Shakespeare? Să știți că mulți s-au întrebat. Răspunsul ăsta nu e foarte variat, e unul singur. Pe lângă valoarea lor în sine, persoanele care formează fondul de bază au reprezentativitate națională. Sunt referințe obligatorii. Toți francezii care scriu astăzi în limba franceză în secolul 21, care cunosc, se gândesc automat sau la Montaigne, sau la Pascal, să zicem, deci filozofi care au avut un mare pagă literat și care sunt în mintea lor. Am ales Montaigne și Pascal ca să fie două viziuni opuse asupra lumii. Dar, dincolo de asta, deși nu au fost în primul rând scriitor, scriitorul are tot timpul în minte. După cum oricare francez care mai schiază o comedie, bolivariere sau nu, Molière îi vine în minte automat. Nu se poate să nu se refere implicit măcar la Molière. Deci, mai răspunde Molière? Răspunde. Preocupărilor nu de azi. Vedeți că acest fond de bază este un fond constitutiv pentru oricare literatură și pentru oricare cultură. Așa încât stăduința noastră de a-l căuta deocamdată pentru ultimul secol, da? Al lung pentru toată perioada de trecere, este o aspirație legitimă. Nu ne putem mișca în afară lui. Sigur că pare inexplicabil și până la urmă poate futil. Vezi, uite, de ce referința la Eminescu sau cam de mine ar fi o referință obligatorie pentru mine, care scriu acum pentru un public pe cu totul altă natură decât cel de acum 300 de ani? Da, adevărat. Scrieți pentru un public complet diferit de ce dată este. Decât că, chiar fără să fii conștient, acest fond de bază îți este alături permanent. Domnul Somanulescu a spus ceea ce evident știți cu toții, elementul fundamental care asigură permanența acestui fond este totuși școala. Educația, zice. Nu neapărat școala ca instituție, școala ca produs, școala ca funcție. Cum s-a transmis lista canonică, fondul de bază din secolul XII până acum, s-a transmis prin ce s-ar putea numi instituția școlară. Chiar dacă de-a lungul ei Dumnezeu a avut o anumită formă, de-a lungul Renaște altă formă, universitatea a însemnat ceva, până a însemnat altceva, s-au schimbat între timp organizările politice și economice ale societăților fundamentale, unul din ei lumii nu are aproape nimic comun, unul din secolul XI cu cel de azi, da. Dar cu ajutorul acestui instituții numite școală și educație, fondul de bază al fiecărei culturi, europene cel puțin, s-a păstrat.
Și atunci, implicit, dacă avem impresia că deodată că munca noastră este, cum să zic, se consumă în van și că nu avem niciodată certitudinea rezultatelor, trebuie să ne invers. Dacă în grupul cărora le adresăm există măcar 2-3 la care ceea ce spunem noi să aibă eco, să fie șocant conștiința lor, chiar dacă ei acum au vârsta de 14 ani, 15 ani, 16 ani, atunci să știți că funcția s-a îndeplinit și această succesiune reprezentată de fondul de bază se va asigura și în viitor. Nu știm, slavă Domnului, ce se va întâmpla mâine sau poimâine. Pentru marea masă a oamenilor e o anxietate, poate să este. Pentru economiști e un dezastru, pentru politicieni o obsesie. Ce va fi poimâine? Nu știm, din fericire. Pentru că alături de candidatea mare nenorocit care se pot întâmpla, există această speranță. 5%. 7%. Ca și se întâmplă să fie un miracol pozitiv. Că se întâmplă ceva minunat, că se întâmplă ceva miraculos în sensul bun al cuvântului. Or, asigurarea unui asemenea eventual întâmplări este tot fundul de bază al fiecărei culturi. Tot la ele revenim. Că la avem noi românii în ultimii 400 de ani, că alții l-au de 900 de ani, că americanii l-au de 150 de ani, iar israelienii l-au de 900 de ani, asta nu contează. În căutarea acelui fond suntem permanenți. Și atunci, și grupul nostru, societatea asta contemporană, are speranța că va continua pe o linie ascendentă. Așa cum s-a întâmplat cu cultura în ultimii 100 de ani, s-ar putea întâmpla și de acum încolo. Iar dumneavoastră, cei din sala aceasta, sunteți garanții unei eventuale evoluții fericite a culturii noastre. Vă mulțumesc!